Mergem cu toții la Gabe. A reușit operația și ne bucurăm. Ne bucurăm că a scăpat cu viață, că a reușit operația la mână, nu Andreea? Andreea a făcut o scrisoare aici frumoasă pentru Gabe. Să se vadă. Bun, bravo Andreea. Hai la Gabe, să mergem cu toții. Putem să-l vizităm. Ne este dor de el, ne lipsește. Și vine acasă câteva zile În câteva și... zile vine acasă, nu? Bun, Andrei. Bun. Și totul o să fie bine. Bun, Andrei, bravo. Thank you. Thank you pentru interviu, Andrei. Bam, bam. Da, poți să te sun mâine. La aceeași oră. Mama, vezi că... Ce-i cu Dylan? Până merge. Dylan e mai încet, da? Ca tasul. L-ai oprit? Da, o prima, nu mi-a dat drumul. Bam, bam. O fi plecat aici de câte ori și-a pus țigări. Și pentru ei. Alele și-a pus. E cu toții la Gabe. Mexican. A reușit operația. Bam, bam. I would symptoms of COVID? No. My name is Marine Christian. Okay, lift up your hat so I can see your temperature. Okay, and your name? Christina. Christina. Yep. Do you have a mask? Yeah. Can you hear it? It's okay? Let me get you another one. Oh, thank you. Cum să fie în partea aia? Știi tu aici, Adi? Da, aici, aici. E singur în salon? E singur. Tu am pleci cum să stai și acolo. Has anyone ever stayed here with you or no? So you probably lost a little bit more blood, so you would definitely be blessed. Yeah, because then you had surgery earlier? Yeah. So that was like even, that was your hemoglobin level before you went to surgery? Yeah. Okay. How's the pain right now? I'm good. Good, so you are a regular diet. Just take it easy though, okay? Regular diet? Yeah, so you can have anything you want or anything you want to drink. But just take it easy. Can I get some water? Yeah, I'll bring it in right now, okay? Awesome. Good, thank you. Do you want ice in it? No. No ice, okay. So the woman got a baby for you? No, sorry, sir. No, my mother, I'm not a baby. So like those? Yeah. I'm still under the liquid thing and the... You're just regular diet now, so you can have whatever you want. Because you're not going to get any more procedures. I don't want to do anything. I prefer to stay in the, those liquid thing, you know? Oh, yes. Yeah, so yeah. Until you're home, so you're just the best. So. You still on those liquid tubes? Can I put it here, or are you going to take it out? Oh, I can put it. Okay. Not that I know. I haven't joined with any of them, but no. What liquid thing are you talking about? Like those, Oh, fluids. IV fluids? Yeah, fluids, yeah. Oh, no, as of right now, they're discontinued. Oh, are they? Yeah. Really? Yeah. Oh, okay. Yep.
And well, there's going to be discontinuous because I'm going to come in a little bit and give you blood. Oh. And the blood's going to take about 4 hours. Oh, geez. 4 hours? Mm-hmm. It goes in really slow. For 1 minute, it's going to be 4 hours? Okay. Yeah. So we got to see how, because we got to do it slowly. Like, I've been here with you for 15 minutes and see if you have a reaction or a fever. And then after that, I'll bump up the rate a little bit. But really, you'll be done around 2 to 3 hours, maybe 4. So the. The blood is clean and everything, I mean, I'm not gonna... No. Because in the ED, they did a type and screen, so we know what type your blood type is, so you get that same blood type. Yeah, but I don't actually screen everything, I don't know, I can't kill with accident or something. Oh, no. Chief or something like that. But we want your blood up, especially because you said that you were having blood in your stool for a couple months, correct? Mm-hmm. Yeah. So that could be it, too. So that could be like a GI leak. But as of right now, we're more concerned about your accident. Okay, good. Okay. So did I lose a lot of blood when I did the surgery or the procedure? No. Because they stopped right here, right to the arm? Like, yeah. Okay. But we still want you above 7. 7 or above. Gotcha. That's just like normal for everyone. Okay. So, I'm not going to leave tonight, right? No. No? I'm not leaving tonight. Maybe tomorrow. Maybe the minute? Not even. Not even. The next day. Maybe. We'll see. Okay. Because right now, you're also on non-weight bearing makeup, so PT and OT need to come and see you and clear you as well before you can go home. Okay. Okay. Alright. Okay. When do you want to... So, a good procedure, right? I mean, it's just... Yeah. Mm-hmm. Yeah. No concerns. No? Did they put like any metal thing on there? Let me treat you. That I haven't looked. The Farron didn't really tell me. But when I go look in your chart, I'll let you know, okay? Okay. Yeah. How much time do we have with them before you want to start the blood stuff? Well, visiting hours ended about 15 minutes ago. Oh, seriously? Yeah. Oh, you guys can come back at 6 a.m. 6 a.m.? Okay. Yeah. Okay. Okay, sorry. You have another 10 minutes. Okay. I don't like it. Thank you. Yep. Ready, Dad? Yeah. Menina aqui, mano. Só de lá, tudo de novo, vai. Lu, era mona, né? Mandando essa semana, só de fazer. Havia de estômago, aí eu me campei com o osso. Me campei com o osso, tá? Caí de estômago, são. Só de chute, agora. Vida de também? É mista, né? Da. Ăștia fac ca la carte, după când ai avut mâna rută, tu ai avut amândouă oasele rupte și aia ți-a pus exact ca la câini. Ca la câini, adică, că nu era câini. Ăștia și la câini te... Că ce ți-a mai zis, dacă vrei, putem să o lăsăm așa, dar o să... Stai pe mine mai târziu. Nu, tata, fă... Cred că mai bine că ți-a pus câinii. Ea are mereu probleme, doar e la fricul, la ce... Dar ție, dacă ți-a făcut așa, cred că se face bine și repede. Ce mai are de făcut? Ei, ai făcut poza sau? Dar la spate poate să facem mai greu. Ce? Să devii mai greu. E vorba de impactul care a fost, adică nu doar de tu dat ceva la mine la spate, adică tot spatele... Nu, dar zici că ai niște oase pe care oase, nu cred că e oase. Eu nu cred că sunt rupte, ce zice ăștia e... Fisurate. Dacă era, nu mai puteai să respiri, că dureau pe mâini. I-am întrebat, poți să-mi arăși mie poza? Da, dar nu poți să vezi. Mi-a cam deși când am avut fișorul atunci când am căzut pe scara aia cu mine. Tu da, așa că e fisură, dar nu le vezi. Zic, mă, îmi plăcea să se încarce virusul. Poți să mergi, să ce încarci? Încă nu știu la tine. De picioare, cred că nu ai nimic la picioare. Dar simt durerea în spate, adică dar simt când... Deci picioarele mici, doar câte pare coloana, a? On your right side, right? She on the left side. And the left side? Yeah. Because they said when you broke the back ones, it's on your right side. Right, yeah, but when they say broke, it's probably just fissure and stuff like that, știi? Guys can say, say recover by itself, so. Did they say how long? Depends on the body, you know, that if you have a good body and, you know, stuff like that, so. And you do, so. Mm-hmm. Dar tu acolo, înainte să te ia niște
Până ambulanța mea stă în picioare? Am mers până la ambulanță. Până la ambulanța mea stă în picioare lui. Toți. Am fractură la nasă. Dar tu respiri bine, nu? Nu simt absolut nimic. Ți-a curs sânge din asta, asta nu înseamnă că... Așa când ne asculti, te zici că mama dacă vă... Da, dar ăștia la voci ce face când trebuie la voci, îți sparge nasul. Ca să nu mai scurt. Dar tu nu mai erai pe locul așa fere, dar e în spatele la grătare, acolo. Nu mai erai pe locul așa fere. E grătare unde? E spate la spate. Și eu eram partea de jos. Înseamnă că s-a rupt ăla, s-a dus în spate. Grătarul? Yeah. Mai era grătarul cu asta și acolo aveai locul mai mic la șofer acolo. Deci pe tine te-ai zguduit acolo, de-aia te-ai... L-ai avut ăla, cum zice că e? Airbag-ul? Nu, tu l-ai avut. Tu l-ai avut? Nu. Serios? Nu, am văzut după aia la tine că ai avut. Era chestia aia din pânză. De pânză? Da. Cum e, mă, îți pare bine? Asta s-a mult, dar sigur n-a fost. La tine? La mine n-a fost. Cum am luat la linsă? Cum am luat? Oh, yeah, perfect. Appreciate it. Of course. Couple, one cancer and some. Okay. You guys don't have to wear your masks in the room. Oh, okay, you only have to wear them when you leave the room. Oh, okay. Okay? We'll leave shortly. No, you haven't. Oh, yeah. Yeah, we'll leave. Thank you. Dojos, mama, dojos. Dojos. Don't have any support. Ah, I'll check it out. It's open. Ce-ai zis ideea? Am zis că nu o să se ducem nicăieri, nu trebuie să fim. They were scared that we're gonna lose the papers, oh no. All this stuff. Everyone. Și te-am zis să relax, I know we're not gonna lose the papers. What are you gonna take me off from home? So what do you want me to do with the van? You want me to call those guys or something? So the van is in there? It got towed, no, it got towed. Oh, don't worry about it. I don't know where, like... Because, I don't know, I don't want it to be like, the longer, the more days it stays there, the more you have to pay, you know? Like, if anything, you could just tell them to throw it away or pick it up. What do you want? What are you thinking? Let me get home, though. Yeah? For my... So, don't do it. Send me those pictures. I got a phone on there. Hey, so, they charged your phone? Yeah. Because it was, like, almost dead. Yeah, no, they did. Oh, yeah, look. So, have you been on it? Can't yeah. Really, right? Yeah, I can do it. Just a little bit sometimes? Yeah, because I can. So, do you want me to text you? Yeah. Because I was thinking too, but then I was like, he's probably dead. But then I was like, I think I'll charge him. So I'm going to text you in the morning. And I'm going to be like, tell me when I can come. Because I don't want to come when you're sleeping. Oh. Like, you know? Good. At least wait until you wake up. Did they give you the stitches? Yeah. So I bought the, how do you say stitches? Oh yeah. Pusatura. Pusatura. Trei, nu? Sau patru? Uite aici! A, la ochi! Nu, mă refer la punte, chestia așa. Nu, ăsta e vânătaie, nu? E vânătaie. Da, e vânătaie. Acolo cred că ne-am pierdut conștiința când... A lăbit acolo și... Dar vezi, în accidente ca asta poți să te trezești fără un ochi, fără... Sau poți să trezești și nu adorbite nimic în viață, să ai ceva cu... Nu, poți să trăiești probabil fără un ochi. Sau damaged memory. You can't remember things. Sure, because I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. And I said, I'm going to be able to do it. And I said, I'm going to be able to do it. And I said, I'm going to be able to do it. I was worried. But gay, no, I didn't have to look for the telephone. I got the telephone now, but I got the telephone. S-a băgat el acolo. Da, m-am pierdut conștiința, da. Cred. Mă aduc aminte când am răstogolit și aia și cum l-am dus. Și că te-am tras de acolo? Da. M-ai trebuit tot acolo. Te-am zis, ce gay, ce faci, gay? E țigară, nu? Da, bun. La asta mi-am spus. Mai facem transplant, Doamne ferește. Da, transplantul. Dar ți-a afectat organ, deci asta e... Dacă ea vreau să aibă hemoragie internă sau asta, trebuie să tai oricum. Nu, amândoi e simplu, și la picioare, și la voastră. Da, și la astea trebuie să-mi mulțumesc că n-am ieșit în viață. Nu că sunt în viață, că n-am ieșit cu un... Ce, adică, ceva de un ori, traumatism mai mare. Păi și eu la fel puteam să pățesc la fel ca și pe... Deci nu știam de voi acum, pe net. Eu am ținut și cu mâinile, deci ca prostul, ia, tu ai avut ăla acolo, de aia, loc, nu? Mai mult? Ia. Tu ai venit la mine, cum ar fi, eu acolo te-am luat, de pe mijloc te-am luat.
În spatele a căzut. Da, a căzut mașina într-o parte. Pe partea mea a căzut. Și tu, măi, pe scaunul de sus era spațiu mic acolo, nu știu, s-a îndoit tabla mult. Dar abia am reușit să-ți iau actele. Nu, asta a fost chestia de la mașina e veche, nu vrea să trecă bucroțile, s-au băgat în halul ăla, adică nu poți să faci nimic, deci că erai cu gheață și n-am mai putut să faci nimic. Să fi vândut-o când ai avut ocazie și noi una și asta. Nu, da, nu doar acum. Dar ce a făcut treaba, că ți-ai făcut treaba cu ea, banda, uite că... Da, asta și spărarea o să o dea că dacă mergea bine, adică... Da, dacă nu trebuie să o luai, dar zici aici, zici că... Și a dat venit, crezi că mai... Da, dacă mergi cu 200 la urmă, că... Da, n-am gândat, că am zis că nu mai e mult, la la la... Că ți-o donează, am înțeles. Ce donează, mă? Ți-o dă ție. Ce? Mașina. A, nu... Nu, tată, mașina care e veche, dă-o, tată, că nu ai uite și tu. Nu, până și alea nu-i pățești ceva, dar alea vechi e mare sigur. Și până alea pățești, da, dar până... Da, sunt pare, cât am lăsat până cu jigul. Băi, merge dacă n-ai accident, dacă nu te... Asta mergea câte 3 ore pe autostradă, dus 3 ore în dus. Da, dacă nu ai accident și nu intri ea, sunt bune, că le tragi de ele, le repari la ea, știi? Dar dacă intri în accident și aia, se vede toată, adică calitatea, adică la o mașină, dacă era bună nouă, nu se blocau acelele aia. Au anti-blocking system, nu se întâmplă absolut nimic, ia. Au anti-blocking system și ăla nu ți bloca roțile și puteam să o redresez, că n-aveam... Deci, trebuie pe șusele, nu. Da, chiar dacă treceam pe zânsul celălalt, că oricum nu venea nimeni. O redresam, dar cu... Nu venea nimeni, chiar nu venea nimeni. Nu venea nimeni. Era sigur, de-aia m-am așa, adică... Tu ai zis la aia că nu știu ce, dar... Ce? Cu farul, cu asta, că s-a băgat cineva. Și n-a fost? A fost înainte, a fost. Dar... Ia, păi de-aia... Nu mergea, că nu mai mergea. Pe drumul în care ai fost, Iban, cum să vedem pe voi dacă... Hai, te uite pe lângă noi? Da! Asta a trecut. Dacă era sigur că nu mă oprea nimeni la mine. Dar ai trebuit să zici ceva că dar mi se pare că am făcut cu lanterna, nu v-ați uitat. N-ai știut că e râd. Și pe mai am văzut pompieri. Am fost de jos. Ai fost jos, jos. Dar auzit, dar mi-ai dat parola de la ala. Nu poți să vezi. Nu poți să vezi. Nu știu. Poți să vezi probabil dacă vii din altă parte, că vezi. Ba, uite, mașina e aici și dacă vii de aici poți să vezi, probabil. Dacă ai probleme ceva, chiar pe aia, știi? Și cum se vede în jos acolo. Dacă ești, dar n-are de ce să ține, nu? Că n-ai lovit pe cineva să zici. Everyone's worried about you. Cine, cheamă la curte? Martinez, Diana, and everyone wanted to... Uite cum mergi. Gabe, ce e ăsta, Gabe? Că se aude cum merge. A, ăsta mi-a fost la fiecare picior. Un de la care prevent dacă ai clavă. Ah, uite, ți-a băgat la picioare, mă. Nu, la picioare, nu? Yeah. Și la ala sânică. Hai, este bun. Deci, spune dacă în caz, dacă ai clavă de sânge... Nu ne merge ăsta. Am văzut că tremur aici, știi? Păi nu, că își face treaba, știi, adică te... Se masează și... This is the stuff after you're going with the Mike Tyson in the ring, you know? I'm going to go with the Mike Tyson. Yeah, she told me to step on her hand because it was the hand was like that. Okay, nu mă lasă. Și tocmai a spus mama, nu te urca pe scaun că se rupe. Și s-a rupt. Okay. I'm gonna text you tomorrow. So I didn't feel anything, but this was a great, you know, surgery because I remember Mamaya, she has a broken arm, you know, and she broke both bones there, you know. And those guys, they just put it like the way I have that cast, you remember? And to him, whatever, huh? They left it like that? Yeah, and they left at the heel like the way, you know? But, you know, you have to thank God, you know, because after accident like that, you can, you know, come out with a missing eye, missing whatever, foot or whatever. So that's gonna destroy your life forever. Yeah, yeah. The material things, I don't even care about it, you know? That's good.
Because I know I can make those mine, so it's not any problem, so. Exactly. Yeah, yeah. But, did you talk to Dylan and Tabaya, or? Yeah, they're right here. Yeah. Where are you at? Are you awake? Can I come? You could just text, yeah. Yeah, but you guys don't have to come here. I won't. Well, if I'm already gonna be up, I'll come. So I'm gonna come. Yeah. A trecut cu brio de operație la mână. Yeah. Okay. When you wake up, if you're not awake. Okay. Yeah. Alright. Yeah. Bye, Ganta. Hai, Lisa, te aștept cu mâncare când... Mai, dar nu știu. Nu știu dacă a zis, măi, dar nu știu, sigur. Adică, băi, poate, da? Poate. Poate. Bă, contează să fii sănătos în casă și asta e. Că mai stai o zi, două, nu contează. Bye. Bye. La revedere de la Gabe. Da, nu mai. Friendul nostru. Ai zis tu că te duci în vestidă, nu te duci. Ne-ai păcălit, ne-ai păcălit. Dar ăsta a vrut să mai ai și pe mine. Vreți că nu te uiți, Gabe, nu te uiți. Hai, ai grijă de tine. Ți-e stau sau vine să-ți facă o transportare? Mai mai fac, își poate de și tu. Te deranjează paralela acolo? Da. Hai, ai grijă, doamne, bă. Hai, doamne, că dacă nu, 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 cine era Martin? Tatăl lui Anton. Ah, fașie? Ah, fașie, ea? Da, pe aici am venit. Hai să ajută și pe aici. În stânga, mă. Mergeți pe acolo, că le-am pe aici, mă. Vă că scrie exit aici. Pe aici? Uite-mă că mergea și pe aici. Mergea și pe aici, adică. În două locuri. Ai să vezi că tot acolo, de mă stângă. Ai investiția? Credeam că moare acesta. Aha. Dă-i drum. Uite, și-am pe acolo, am văzut. Uite, Di! Pe acolo, Benet. Vezi? Mama, Dic, Pataie, Dylan. Uite, acum putea să intre Andreea. Te închizi, știi? S-a închis la ouă. Da. Hai, mergem amândoi? Oh. Da. Am văzut alea. De la spital. Nu mai este program de vizită. Adventist Spital Parker. Gabe este bine, sănătos. Cred că noaptea asta pot să dorm și eu. N-am dormit de la accident. Pe aici, mamaie. Tot aici, pe unde vrei. Trebuie să stai la margine și stai la... Hai. Prenda mea. Ți-am dat video. Ți-am dat video. Ți-am dat, nu? Yeah, we should have said you've got the vaccine. Repede ai răspuns. We should have said you had the vaccine. Maybe that was... That's a thing, but I don't think she would believe this. Gabe e bine, e sănătos. Gracias, Gino. Nu, 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 nu,
Andriuța noastră ne-a așteptat. Dylan! Bam, bam. Dylan, uite, tu știi, da. Aici am scăpat dintr-un accident o noapte, 8 mai spre 9 mai. Gabi la spital. A se vedea. Jurituri. Și am văzut moartea cu ochii. Și am și pe picioare. Piciorul ăsta mă doare puțin, dar nu e rupt. Gabe de azi noapte este la spital. Mulțumesc lui Dumnezeu că este în viață. Are mâna ruptă, mi s-a rupt un os la mâna dreaptă, nasul rupt și ceva la coloană, nu știu exact, dar nu e așa pericol mare la coloană, că a spus că își revine. Când o să-și revină, o să-și revină chiar foarte bine și acum la 1:30 îl operează la mâna dreaptă. Am un semn și aici. Ne-am răsturnat de vreo 10-15 ori cu mașină mare, cu venul. Gabe a pierdut controlul volanului. Și eu n-am mai știut ce s-a întâmplat, l-am scos din mașină, eu eram desculț, eram ciorap de fapt, că lăsasem Adidas și în afară. Gabe a fost plin de sânge, n-aș fi vrut să fac filmarea asta, dar uite că o fac. Nu a fost o glumă proastă, a fost din păcate adevărat, să vedem unde ne-a dus mașina, că atunci o să fac niște filmări. Am câteva filmări de azi noapte foarte scurte, să vă le pun pe YouTube, nu știu ce o să fac. Ia să vă arăt și pe spate am niște semne de la accidentul de azi noapte. Astea sunt semnele și pe spate. Contează cel mai mult că am scăpat cu viață amândoi. Am văzut moartea cu ochii. Deci nasol rău de tot să te răstogolești într-o cabină a unui ven în America. Deci e foarte, foarte nașpa. Nu doresc nimănui să îi se întâmple ce mi s-a întâmplat mie. Se pare că am avut noroc, Gabe mai puțin. Dar contează că este viață, l-am ajutat, am căutat telefoanele, telefonul meu e spart, am căutat telefoanele prin mașină, la un moment dat am dat peste telefonul meu, aveam hotspot de la el cu internet, telefonul lui nu-l găsisem, am luat legătura cu familia, cu nepoata, cu Andreea, a apărut între timp pompierii și salvarea și poliția, Gabe a sunat la 911, cu ultimele forțe care le mai avea. N-a putut să se aplece, a stat tot timpul în picioare, i s-a făcut frig. Am găsit vreo 4-5 bluze prin mașină și le-am pus pe el. Era foarte frig. Acum la 1:30 îl operează, 9 mai 2021. Pare că am mai multe semne și aici, și aici. Nu mi-am dat seama la prima filmare.
Bine că nu am pățit ceva rău. N-am putut să mă abțin. Mama, ce e acolo? Stai puțin. Am băcat. Aha. E cartofii, așa e. N-am putut să mă abțin. Nu suntem veseli. Suntem supărați. Gabe e la spital. Cam atât. Nu vrem să vorbim mai mult. Bam, bam. Uite urmele. Uite, a pus frână, uite. Uite. Și acolo e frână, uite. Uite ce ne-a răsturnat. Am intrat în asta. Alea cu că ei și-au ridicat-o, de-aia sunt urme, dar noi aici am intrat. Până acolo. Până acolo. Am intrat în asta. Și până în... Nu știu. Aici ne-a răsmat cu Gabe. Am mai găsit ceva de la mașină. De la mașină. Wire noturi. Spiral. A? Ce? Nu știu, de ăla cât am intrat noi. Uite, pe aici cât am venit. Pe aici ne-a răsturnat, uite. Și am ajuns aici. În aia am intrat. Aici. Uite parbrizul aici. Parbrizul. Uite, wire noturi aici. Ah, uite. Și rubelnița. Ah, uite. Uite că găsesc cule, uite-le. Am aruncat și eu lanterna seara pe aici. Uite, încărcător! În mare le-au luat ei ca să... Na, nu știu. Uite, parbrizul, uite! O, cioburi, uite! Aici am ieșit eu cu Gabe. Că ele erau în contact. Dar puteți să mai găsim câte ceva așa. Un breaker. Un breaker, da. Pune-le acolo, uite acolo. Ia uite de ăla, ia uite. Da. Ah. Că ele de la mașină? Ele că, da, dă-le încă. Nu știu de la ce. Uite și bani, uite banii. Ia uite banii. Da, pe parbriz, dar uite banii. Uite. Nu e dolar, nu. Pe dolar sunt, nu. 4 de aia sunt un dolar, uite alte chei pe aici. Zic că erau pline alea cu bani pe acolo, cu mărunt. Uite, de la mașină sunt astea. Da, uite, împământare. Păi uite ce e aici, spirale.
Asta și cervețele care am știut pe chei de sânge de pe față. Astea sunt cervețele care le-am luat eu. Au de sânge. Până la locul accidentului, unde m-a răspunat pe chei. Uite, din astea am luat, Andreea. L-am șters cu ală. Am venit cu Dylan, cu tataie și cu Andreea. Să vedem ce mai găsim pe aici. Să vedem. Facem o reconstruire. Mai găsim din piese. Grosul e mașina. Ăla e mai important din mașină. De. Uite aici cioburile, uite unde au venit cioburile. Uite. Aici l-am scos pe ghev, aici l-am... Eu zic că asta e... Eu zic că pe aici am venit noi și am căzut. Cum ați găsit? Nu știu. Zici că acum s-a întors în coace. I don't know. Uite și mâncare pentru câini, uite. Care vrea să o dau la chinezoaică, ia uite. De la mașină. Aici am căsut cu Gabe. Astea sunt urme de macara, de pompier. Aici sunt urmele unde am căzut noi. S-a rupt și ăsta. Uite, astea sunt urme. Am uitat în ăsta. Normal să fim aici, dar ne-am dus până încolo. S-a rupt de tot, uite. Uite, a pus frână, vezi? Uite, a venit pe acolo, mă. Bam, nu știu cum. De ce n-am luat pietruși de ăla? Dar nu știu de ce n-am dat în ăla, nu știu cum da. Cred că aici a luat pe ăla, curba aia. Hai că iau unde-s. Ca să intrăm aici mai bine. Așa la vale. Aveam nu să știu. Am crezut că am uitat în apă, nu văd niciun lac. Din fericire. Deci de acolo am venit, bam, și am intrat în parapet. Deci asta a fost. S-a rupt de tot asta. Aici ne-a răsturnat. Deci astea sunt turmele de la noi. De la mașină. Poza în fața accidentului. La locul accidentului m-a recuperat din piese. Nu asta e important. Thank you.
e și un șanț aici. Mai tot de rapaj. Vezi? Deci a luat mai de acolo, cred că de unde stă la spate, mă gândesc. Dar a venit așa. Nu știu, mă uit acum. Nu, e smoală de-aia. Se vede groapa. Cred că pe aici a luat-o. Okay, nu știu. Mai bine cădeam în șanță aici. Mai bine cădeam aici. Mai bine cădeam aici. Că era ok. Se pot întâmpla accidente. Nu știu, cred că de aici. Mai bine să duce aici. Dar el a făcut stânga să urce pe stradă. El a tras stânga, cred că, de volan. Mai bine era pe aici. Cred. Aveam și noi de la grip. Uite așa, mă. Asta l-a luat pe aici. Dacă mergeam înainte așa, scăpam acolo. Avem cam în col, da? Am avut să merg în sus, nu știu ce am zis. Uite, și ăsta e de la noi. Da, e gol. Fost, nu? N-a fost mare. Da. Lasă-ți zic și eu că n-a fost mare. Să merg în coace pe aici. Un râp aici am căzut. Sunt aici? Astea poate nu. Hai. Hai, ciocniți. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Ai spart, mama? Bravo. Te-ai răzbunat acum, mama. Te-ai răzbunat acum, bravo. Acum eu dau. Ia. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mama, te-ai răzbunat de două ori, mama. Ia cu Adi cum e. Adevărat a înviat. Adi, ai spart? Revanșa. Revanșa. Și-a făcut vingător. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Pavel? Adevărat, te-a spart. Adi, hai. Hristos a înviat. Adevărat ți-a spart. Adevărat a înviat. Este. Băi, niciunul nu a spart, mă, până acum, mă, pe cuvântul meu. Patul ai, ok, noi doi atunci. Bravo. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ți-l-am făcut omletă. Ce de-aia și-o taie, mă? Să cadă din.